Carla și îi spis de prut. Am ajuns aici, frate, pentru că așa am vrut. Am căzut, m-am ridicat, am fost bătut cu pietre, dar cu toți ăștia am început cu dating. M-am temut de la început să nu fiu blamat. Mi-am luat acuarela și am devenit mascat. Nu am vrut niciodată să arăt și ne sunt voiam să-mi păstrez anonimatul și voiam să cânt. Am cântat despre cum în trecut trăiam eu cu ai mei, despre cum trăiam o săptămână doar cu 10 lei, despre baluri și petarde, despre tazi cure albastre și am avut doar comentarii bune, bune, erau și prost. Eram nou pe piață, da, și apropo, o paranteză, m-am lansat cu piese în română, rusă și engleză, dar cunosc mai multe limbi și cred că ăsta e avantajul. Mă scuzați o clip, cred că încurci machiajul. Ia să-mi torn un pahar de vin și hai la luptă. Măi, Carlos, dar ești cu mătri tăi sau ce-s? Bendigo. Bend se numește. Măi, Dumitru, măi, Ioane, Sergiu, Petru, cum să-ți spun? În viață, dacă n-ai un nume, înseamnă că nu ești un bun. Iată, eu oriunde vin sau oriunde mă duc, o să auzi pe toată lumea. Iată-l pe Igor Cuciuc. Unde mergi, domn Cuciuc, acolo și pământul învii. Pentru că domnul Cuciuc îi om de omenie. Eu în țara mea pe veci o să rămân că-s patriot. Nu fug după bani, aici stau bine, eu sper să pot. Că doar noi muri de foame, am ceva să pun pe masă. Știți cânticul cel la moldoveni, veniți acasă. Fericirea nu înseamnă bani și bani, da, vin pe jumătate de oră, $400. Pe la nunți și cu mătrii îs mereu chemat. De Surucianu și de Raiburg îs aproape invidiat. În Moldova numele meu, cum să-ți spune, anywhere. Poftim cartea mea de vizită, vin la orice petrecere. Vezi, de asta eu-s cu bluga în cap, nu-s cunoscut ca tine. Măcar eu când cânt aiurea nu pot să mă fac de rușine. Și la nunți eu nu mă duc să cânt, eu nu înțeleg cum pot să cânt și să aștept să-ți pune banii în chiuloți. Nu-i rușine să primești bani când știi că îi muncești. Când bei un pahar de vin cu un om, atunci simți că trăiești. Tradițiile Moldova îs lăsate de la tați, nu de la specia asta tate disenați. Desenat sau nu, oriunde este duși. Toată lumea știe de Carlaș, dar nu tot știu de Cuciuș. Dar tu poate crezi că noi cu toți știm să cântăm, dar nu chiar toți ajung în top la Kiss FM. Pentru așa cuvinte, ce să spun, mi-ar fi rușine. Ai noroc că doamna Ina a făcut un clip cu tine. Cred că ai luat-o picărări cam încrușate. Cum îmi place să spun, tătin 99 de cumătri. Cal, bleșim, am enervat. Stai, domn Vasile, hai că văd cât ai uscat.